Bună seara, scurt video. Am aici o regină din stupul albastru. Se vede că este neliniștit. Este unul dintre stupii mei care i-am cu albină foarte înțepătoare. Devil 2. Aici, această regină o omor. Aici, Devil 1. L-am împărțit în trei, adică am rupt două rame și două rame, i-am pus hrănitor. Nu am găsit regina la acest stup, deci el era într-un stup galben, într-o ladă galbenă. Voi face în așa fel încât să găsesc și regina. Mâine dimineață voi vedea acest lucru. Deja albina, nu știu, tind să cred că este aici, în compartimentul din față. Nu am timp să stau acum să văd acest lucru. În funcție de care și cum trage botci mâine, înseamnă că nu are regina. Aceasta o sacrific pentru că nu are loc la mine în stupină. Eu nu țin regine care să... Aici o altă regină care nu a fost hrănită, nu știu de ce. Deja am făcut aici 2 roi, 1, 2. Micronuclei. Am făcut 4. Aici. Sper că se vede. Și încă unul în partea cealaltă. Următoarea filmare care o voi face, voi arăta cum dau drumul reginelor în noile nuclee formate. Pentru cei care nu știu cum se procedează cu aceste regine, pentru că instinctul le spune să transmită caractere ereditare. Care se înțepe. Au un instinct de apărare foarte puternic dezvoltat, eu nu le țin. Atât am vrut să vă arăt. Sănătate, o seară bună!